Este ultima sâmbătă în care putem circula în București fără declarație până la ora 22. De mâine seară se dă stingerea cu 2 ore mai devreme dacă nu avem vreo urgență, iar magazinele se vor închide de la ora 18. Numărul infectărilor din capitală este în continuă creștere. 7 locuitori din 1000 s-au îmbolnăvit în ultimele 2 săptămâni. Iar dacă lucrurile nu se schimbă, în câteva zile vom avea parte de măsuri și mai dure. Capitala a ajuns la o rată de infectare de 6,88 la mie. De la miezul nopții intră în vigoare noile restricții. Astfel, magazinele se vor închide de la ora 18, iar circulația va fi interzisă după ora 20. Așa va fi în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. În cazul în care rata de infectare depășește 7,5 la mie, măsurile sunt valabile și în restul săptămânii. Excepție fac deplasările în scop de serviciu sau pentru îngrijirea membrilor familiei și urgențele medicale. Tot de mâine sunt noi reguli și pentru mall-urile din București, care sunt obligate să monitorizeze numărul clienților care le trec pragul. Magazinele respectă programul stabilit, adică până la ora 18, și în plus, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, măsura urmând a fi aplicată de mâine, urmând să respecte și încărcarea de o persoană pe 7 metri pătrați. Nimeni nu știe deocamdată cum va putea fi calculată distanța. Sălile de fitness vor fi și ele închise tot începând de mâine. Sunt mulți indici și cifre în funcție de care se impun sau se ridică restricțiile. Iar bucureștenii au fost bulversați. Nu mai știu în ce scenariu sunt, la ce oră se închid magazinele sau până la ce oră au voie să circule în afara locuinței. De astăzi sau de mâine? De mâine. Nu mai e voie să ieși după ora 8, parcă așa, știam. Păi nu intră de astăzi? De mâine. Eu am crezut că de astăzi intră. Și de la ce oră? Că n-a fost suficient explicat. Baie 22, baie 20. Autoritățile au impus restricții similare și în țară, în comuna Păulești din Prahova, de exemplu, unde rata de infectare este de 5,77 la mie, oamenii aveau aceleași întrebări. La cât a rămas în Păulești să închidă magazinele, să fiți în casă? 6 după masă și din casă după ora 8. Aveți idee ce rata de infectare acum în Păulești? Peste 6, parcă. E peste 6. Și la cât trebuie să fiți în casă sau cum e acum programul? Nu știu. Un polițist local încearcă să ne lămurească. 5,03 sau 0,4, urma și sigur. A fost luat prin surprindere până și primarul, chiar dacă edilul spune că a încercat să lămurească cetățenii comunei. A afișat pe la fiecare magazin în parte. La fiecare? La fiecare magazin, câte o științare de dimineață. Să dă un ordin dimineață și până seara să dă altceva. Ce trebuia să intrăm în scenariul ăsta roșu? Forma a spus că de duminică seara. A venit patronul ieri și a luat toate corespondențele. Dar mi le trimite mie pe WhatsApp. Măsurile restrictive vor fi ridicate când numărul infectărilor va scădea sub 3,5 cazuri la 1000 de locuitori.